dorește pentru fiecare dintre noi toți. Nu știm cum e cu Dumnezeu. Și în mare măsură nu-L cunoaștem. Zice, și viața veșnică, cine mă ajută? Este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. Cu alte cuvinte, sunt și Dumnezei falși. Și chiar pe Dumnezeu îl putem cunoaște într-un mod fals. Așa că să cunoaștem pe altcineva decât pe Salvatorul. Dar ce este minunat în Evanghelie, și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, că reciproca nu e valabilă. Deci nu putem spune și despre Dumnezeu că nu ne cunoaște. Psalmistul, inspirat de Dumnezeu, spunea, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Mă cunoști. Și apoi descrie foarte interesant cum înțelege, cum simte această realitate a cunoașterii lui Dumnezeu față de propria inima lui David. Nu? Cum îl cunoaște Dumnezeu? În ce fel îl cunoaște Dumnezeu pe David? Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Și apoi zice el, unde mă voi duce departe de fața ta? E un alt aspect al relației acesteia dintre David și Dumnezeu. Și anume o consecință, una din consecințele faptului că Dumnezeu ne cunoaște. Și că ne cunoaște în felul în care El este omniprezent, este peste tot în același timp. Dar peste tot ăsta nu îl diluează pe Dumnezeu fiind peste tot, la un moment dat, nu, un om care e peste tot nu e nicăieri. Nu? Un om care se decepe la toate, nu se decepe la nimic. Nu putem spune așa ceva despre Dumnezeu. Dumnezeu rămâne la fel de concentrat asupra fiecăruia dintre noi, ca și cum am fi unici în tot Universul creat. E foarte greu de înțeles, nici eu nu înțeleg pentru mine, David nu mult mai deasupra de experiența cu Dumnezeu față de noi în zilele noastre, spunea și despre sine la fel. O știință atât de minunată a cunoașterii lui Dumnezeu față de noi. A cunoaște Dumnezeu referitoare la fiecare dintre noi ca persoane. Este extraordinar să încercăm să aprofundăm acest lucru. Toată religia noastră, în Alta Chemare 137, dacă mă așez, zice, toată umblarea noastră, toată religia noastră, toată viețuirea noastră depinde de felul în care înțelegem pe Dumnezeu. Dacă noi îl înțelegem în acest fel, că ne iubește infinit, total, necondiționat, deși ne cunoaște perfect în orice amănunt al vieții noastre, dacă îl vom percepe pe Dumnezeu în acest fel biblic, viața noastră de credință va porni într-un anume fel să se dezvolte, să desfășoare mai departe. Dacă nu înțelegem treaba asta, vom cădea într-o formă modernă de păgânism. Adică dacă Dumnezeu tot nu știe și atât de ocupat cu ale Lui, între timp nouă ne-a dat de făcut ale noastre, hai să ne facem partea noastră. Ce avem de făcut? Să nu minți, să nu furi, să nu ucizi, să nu cutare. În principiu știm cam care e treaba și încercăm să ne facem partea. Să ne facem datoria, sau de foarte des în limbajul nostru. Să ne facem toată datoria, spunem câteodată. Dar în ce fel ne facem datoria? Dar ce simțim când ne facem datorul? Și te pui pe copil, du-te și spală în baie pe jos. Te duci pe slujba, de oră, vezi curat în baie, bine că a făcut. Dar ce a simțit copilul când a făcut? A fost bucuros? A fost, cum să zic, onorat că a fost invitat să facă curat? S-a bombănit? A fost plictisit? A fost alergat? Cum a fost când a făcut curat în baie? Câte nu știm despre proprii noștri copii pe care îi iubim și pe care îi cunoaștem în mare măsură. E bine, nu așa stau lucrurile cu Dumnezeu.
Când spune fă-ți partea ta, Dumnezeu e mult mai interesat de felul în care ne simțim în timp ce facem acel lucru, decât ce facem în realitate. Zice, spiritul cu care împlinim ce împlinim contează pentru Dumnezeu mult mai mult decât fapta în sine. E adevărat că după faptele noastre vom fi judecați, nu? După faptele noastre suntem și cunoscuți de semenii noștri și după roadele lor îi veți cunoaște, deci vis-a-vis de ce facem. Dar roadele țin mult mai degrabă de ceea ce este înăuntru nostru decât de ce exterior așa încercăm noi să realizăm. Se potrivește și cu referire la îmbrăcăminte, spre exemplu. Deci nu contează cum arăt sau cum mă îmbrac, contează inima. Da. Dar înfățișarea noastră, exteriorul nostru, este o extensie a interiorului nostru. Nu poți să fii curat, pur, perfect pe din interior și să te poți pe din afară necurat sau neduhovnicesc sau neelegant din punctul de vedere a eleganției lui Dumnezeu sau necuvenit vis-a-vis de cuvința lui Dumnezeu. Nu poți să fii cuvenit și să te poți necuvenit. Că lasă că Dumnezeu știe inima. Ați fost doar o aplicație mică. Dar și asta e tot un rezultat. Nu la el ne referim. Ne referim la izvoarele lucrurilor. A vieții. Zice, din inimă ies izvoarele vieții. Ce e acolo? Nu minți. De ce nu minți? Cum te simți când nu minți? Bombă-l pe Dumnezeu că dacă te lăsa să spui măcar de data asta un pic așa pe lângă adevăr, îți ieși anume mai pomenit. În, eu știu, anume faza vieții. Sau ești fericit, ești onorat să te afli sub puterea lui Dumnezeu care e adevărul. Și pentru că trăiești din adevăr și pentru că respiri adevărul și pentru că adevărul e Hristos și locuiește în inima ta, nu poți spune decât adevărul. Și așa frumos pentru tine. Cum ne raportăm la viața zilnică? Cum ne raportăm la colegii de la școală? Cum ne raportăm la clienți? Cum ne raportăm unii la alții în biserică, cu vecinii? Nu că asta nu e de biserică, aici e altceva, aici cu Dumnezeu e altceva. Nu. Tu mă cercetezi de aproape. Ia să vedem radele. Miercuri dimineața la 9:30 sau joi la 11 seara. Cum te poți? Cum ești? Cum gândești? Ce asculți? Ce vezi? La ce te uiți? Ce urmărești? Și mă cunoști, zicea Dani. Știi când mă scol și când mă așez, când mă culc. De departe îmi pătrunzi gândul. Nu mi-ajung vorbele pe gură și deja le cunoști întru totul. Deci nu numai ce spui, întru totul și ce nu spui, și ce spui printre rânduri, și ce insinuezi, tot. Dumnezeu, felul acesta este. Contează atât de mult. Și anume, din pricina că ne iubește. Că dacă ar fi așa doar să știe totul despre noi, ne-am îngrozit, ne-am speriat. Așa, sărim puțin din acest șir al gândurilor, ca să nu devină obositor. Poate ați auzit de cât de preocupată este, în general, societatea civilă, în toate țările civilizate, cu gândul acesta că guvernanții Pământului s-au pus cu rău pe planeta aceasta. Deci, pur și simplu, vor să știe tot. De la sisteme de ascultare, care încă funcționau, nu știți că fostul dictator român avea fobia asta, avea, cum să zic, fixul ăsta cu ascultat, foarte, foarte mult. Era tehnologia la care aveam acces astăzi, și totuși eram una din țările cele mai bine dotate din punctul acesta de vedere. Puteau să știe, nu aparatul de securitate al statului, tot ce spune sau nu spune sau face sau nu face anume cetățeni prin casele lor. Fiecare, nu? Dintre ei, care erau în vizorul lor. Ei bine, mi-am aminte că eram atât la chioșul mic cu Cornel Diacon, dacă vi mai aduceți aminte, nu? Cu fratele nostru. Și anume la părinții lui într-o vizită și într-o seară am ascultat Europa Liberă câtă catastrofă se spunea că este că Ceaușescu ascultă telefoanele. Și mai nou, în plină democrație, se explică, nu? Că președintele american nu spune simplu că trebuie ascultat pe telefoanele, că ține de securitatea, interesant că în engleză e chiar același cuvânt, așa, security, nu? Deci pentru siguranța cetățeanului. Deci cetățeanul american trebuie să fie ascultat de guvern ca să fie binecuit.
N-a zis nimeni că ar fi dictator vremii de împușcat, cum a făcut noi în 25 decembrie 89. Ce să mai spunem de astăzi? Că se ascultă și telefoanele care trebuie ascultate prin, eu știu, decizia, nu știu că e funcționat, mai mic sau mai mare, într-o anumită ierarhie de decizie în SRI-ul românesc. Sunt lucruri deja publicate, nu vorbim secrete aici. De ce trebuie să știe tot? Dar de ce trebuie să mă asculte pe mine? Am văzut oameni, când stăteam de vorbă, 5 cuvinte, m-a șocat treaba asta. Și-a luat omul telefonul și l-a pus sub pulpă. Pe sofaua pe care stătea așezat și l-a așezat pulpa pe el. Și vorbea așa, așa. Nu cred că trebuie să vă obosiți în privința asta. Dumnezeu oricum înregistrează tot ce spune. Oricum știe tot ce gândim și tot ce facem. Dacă eventual guvernanții nu află, nu e important pentru noi. Oricum Dumnezeu află. Și dacă ne-am ascunde, dacă am încercat să ne ascundem, să citim mai departe versetele Psalmistului. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi strui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi purca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi. De granița românească, săptămâna trecută, se făcea un reportaj, se spunea că polițiștii grăniceri sunt acum mai nou dotați cu aparate de scanare termală. Deci tot ce are sânge cald, nu, apare. Poate să fie întuneric cât de gros. Apare așa pe ecranul lor, perfect. Am văzut poze în National Geographic cu o mașină a poliției americane care s-a dus și a folosit un asemenea aparat, seara, noaptea, a îndreptat spre anume clădire și a descoperit în felul acesta că creștea nu știu ce droguri, ce plante interzise în podul casei. În podul casei. Doar pentru faptul că acele plante aveau altă temperatură decât în interiorul casei. Și arăta în poză și casa, cum se vedea noapte frumos, nu se vedea nimic special, și ecranul polițist. În care se vedeau lucrurile alnești. Se vedea așa luminițe pe, la, eu știu, partea de acoperiș și până nu mai știu unde avea la acolo. Foarte interesant. Sau că, respectiv, camioanele care merg cu aproximativ 70 de km pe oră, știu, 45 de mile, trebuie au o zonă de limitare de viteză. Deci, se apropie între, deci, să zicem așa, sudul Mexicului, nu, la intrarea în Mexic au asemenea aparate, asemenea dotări. Și din viteza camionului pozează ce în interiorul lui. Și arătau pozele. Deci, polițiștii nu trebuie decât să urmărească niște ecrane și să spună acest tir trebuie să oprească, despă ce ai înăuntru, pui banane. Fain. Dăm jos. Oh, sunt 15 tone. Dăm jos. Dăm jos. Și motosilvuitorul scot de acolo până în ultima parte a celui. Și acolo, între lăzile de bani, găsesc 4 oameni pitiți. De ce? Pentru că poza așa le arăta. Așa era camionul și aici, lângă cabină, undeva, se vedea acolo ghemuiți niște oameni. Și vedeți numai banane în tot acolo. La 75 de km pe oră. I-a văzut. Americanii și-au găsit un cuvânt care zicea Big Brother, nu? A fost un fel de joc, mă rog, o emisiune, nu știu cum a făcut ei. Ideea era că te urmărește cineva, că e cu ochiul pe tine. Nu o să ajungă niciodată, nici pe departe, la performanțele pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. Infinita diferență între ce numim noi, în ghilimele, ochiul pe tine, al semenului, al guvernului, al nu știu cui, și felul în care Dumnezeu te cercetează și te cunoaște, infinita diferență este dată de faptul că Dumnezeu e dragoste. Deși te cunoaște în felul în care El te cunoaște. Deci până și perii din cap îmi sunt numărați. Nu? Știe tot ce gândim, tot ce facem, tot ce simțim, tot. Nu ne bagă vină. Nu ne condamnă pentru aceste lucruri, ne încurajează. Este cu noi. Și mai este un fel în care Dumnezeu ne cunoaște.
Aș vrea să insistăm o clipă și asupra acestui fel. Nu doar scanarea perfectă, mașinăriile sinii lui Dumnezeu, care știe perfect tot ce e în fiecare ființă omenească, nu doar, ci experimentul vieții Domnului Hristos. 224, doar un gând din comentarii biblice de Noul Testament, care zice cu referire la ce a însemnat faptul că Domnul Iisus s-a făcut trup, s-a făcut fiul omului, ca să înțelegem noi. Când zice, te cunosc, Rabule, Ioane, nu, Vasile, cum ne numim fiecare parte, te cunosc. Să zicem, Doamne, știi cu aparatele tale, știi tu ceva, dar nu știi tu prin ce trec eu acum. Nu știi cum mă macină, cum mă zdrobește de tare, nu știi. Ba știi. De ce? Pentru că Domnul Iisus a făcut tu. S-a făcut ființă omenească, a luat asupra Lui umanitatea noastră ca să ne înțeleagă pe dinăuntru. Tot ce simțim, tot ce trăim, tot ce se întâmplă cu noi, să experimenteze. Zice așa. În concluzia noastră, noi facem multe greșeli din cauza vederilor noastre greșite despre firea omenească a Domnului Hristos. Când atribuim firii sale omenești o putere pe care nu este cu putință să o aibă o ființă omenească în lupta cu Satan, atunci îi anulăm plinătatea desăvârșirii sale ca om. Mai repetăm altă cu cuvinte noastre, spune dacă înțelegem fraza asta. Când spune Domnul Iisus ca om, avea un ceva ce noi ca oameni n-avem. Ce facem noi când spunem propoziția aceasta? Zice, îi anulăm plinătatea desăvârșirii sale ca om. Adică el a fost desăvârșit pentru că avea un as în mânecă. Că dacă nu l-ar fi avut, n-ar fi fost. De-aia noi nu suntem desăvârșiți ca el, pentru că nu avem asul ăla. El era altfel. Ei bine, nu vreau să folosesc alte cuvinte ale mele ca să nu greșesc. Mai citim o dată. Când atribuim firii sale omenești o putere pe care nu poate avea o ființă omenească în lupta cu Satan, atunci îi anulăm plinătatea desăvârșirii sale ca om. El dispune însă și de harul și de puterea pe care să le dea și acelora care îl primesc pe el prin credință. Deci el dispune, și putem spune și la trecut, dispunea de puterea și de harul pe care le poate da oricărui om, care la fel ca el are de alergat în alergarea credinței. Încă un paragraf. Al doilea, din pagina 24. Ascultarea lui Hristos de Tatăl era aceeași ascultare care se cere de la om. Omul nu poate birui ispitele lui Satan fără ca puterea divină să fie în combinație cu uneltele omenești. Poate omul birui singur? Ce a spus-o eu acolo? Nu poate. Trebuie ca uneltele omenești să fie în combinație cu puterea divină oferită. Acum atenție! Așa a fost și cu Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, omul Iisus Hristos putea birui singur? Răspunsul scris. Nu! Citesc ca să nu spun cu vorba mea. Mai departe, fraza următoare al patrulea rând. El s-a bizuit pe puterea dumnezeiască. Deci nu pe puterea dumnezeiască pentru că era Dumnezeu în trup. El era Dumnezeu. Ioan, capitolul 1, versetul 1. Cuvântul era Dumnezeu. Și s-a făcut trup în versetul 12 și a locuit pe intermediul de hașa de văr. Deci el era Dumnezeu. Dar nu pe această putere dumnezeiască s-a biruit. S-a bizuit. Pe ce putere dumnezeiască s-a bizuit? Pe puterea Tatălui. Pentru că la fel suntem chemați să facem și noi. Zice, aceeași biruința lui. Suntem chemați să o biruim și noi. Cum? Nu poate omul singur. Fain. Nici Domnul Hristos n-a biruit singur. Nu este în planul lui Dumnezeu ca un om, în fire omenească, să poată singur. Domnul Iisus n-a venit să facă o asemenea demonstrație. A venit să ce? Să arate cum un fiu al omului, unindu-se prin credință cu Tatăl care îl cunoștea, poate să iasă din viitor. Zice, el s-a bizuit pe putere dumnezeiască. El n-a venit în lumea noastră să dea ascultare de un Dumnezeu inferior către unul superior.
ci pentru ca să asculte ca om de legea cea sfântă a lui Dumnezeu. Și în felul acesta să fie exemplul nostru. Cum? N-a venit să asculte ca un Dumnezeu mai micuț, deci un Dumnezeu inferior, să asculte de un Dumnezeu superior. Și probabil asta e modelul. Păi nu se potrivește modelul. Când spune, te cunosc, omule, fiule, spune pentru că a fost în locul nostru. A fost în umblările noastre, în căile noastre, a simțit luptele noastre, le-a dus, le-a biruit. Și vorba spune, îndrăzniți, eu am biruit. Și aceeași putere vă este dată și vouă. Să încheiem această frumoasă meditație biblică a psalmistului despre faptul că Dumnezeu ne cunoaște. Și e pozitiv, nu trebuie să ne ducem undeva să ne ascundem de El. Oriunde ne-am duce, oricum ne cunoaște perfect. Cine știe și nici întunericul, nici lumina, nici întunericul, morții, zice, nu poate să ne ascundă. Hai să vedem acum, dacă tot ne cunoaște, o altă aplicație fericită a acestui gând pentru noi, pagina 115, care e viitor. Aduceți înaintea lui Dumnezeu dorințele, bucuriile, grijile, întristările și temerile voastre. Dacă tot ne cunoaște, ce suntem sfătuiți să facem? Să ne deschidem de bună voie. Pentru că oricum El ne știe și când suntem încuiați și ne ascundem tot deja pe ascundem, nu? Mai bine mergem la El cu bună știință și prezentăm tot ce se întâmplă cu noi. Zice, dorințele, bucuriile, grijile, întristările, temerile noastre. Nu-L puteți împovăra. Nu-L puteți obosi. Cel care numără perii capului vostru nu rămâne indiferent față de trebuințele copiilor săi. Aduceți înaintea lui tot ceea ce mintea nu poate înțelege. Nimic nu este prea greu pentru el, căci îl sprijină lumii întregi și se îngrijește suveran de treburile întregului univers. Deci când zice, aduceți înaintea lui toate povările voastre, nu aștept la urmă că obosește Dumnezeu. S-a rugat și Cutărescu și Nodescu, toți ne-am rugat, miliarde de oameni, săracul Dumnezeu, ce mai face acum? Nici o problemă. În tot puternicia Lui, El care susține galaxii și sisteme cerești și nu o să obosească, i-am dus noi nu știu ce povești. Din toate lucrurile legate în vreun fel anume de liniștea noastră, nu este nimic prea neînsemnat ca El să nu-L observe. Încoate, mi s-a părut superb. Din toate lucrurile legate în vreun fel anume de liniștea noastră. Îți trebuie liniște? Da. Pentru că vine din Dumnezeu. O ai? Nu ai. Că suntem pe pământul diavolului. Toate lucrurile care sunt în legătură cu liniștea noastră, în vreun fel, nu zice principal, sunt conectate colateral, în vreun fel, cu liniștea noastră. Zice, nimic nu e puțin important pentru Dumnezeu sau neînsemnat, ca El să nu observe. Și acum descrie pe larg. Nu există în experiența noastră niciun capitol prea întunecat pe care El să nu poată citi. Nu există nicio încurcătură prea greu de rezolvat pentru El. Nici o calamitate nu poate veni asupra reuniunii dintre cei mai mici copii ai Dumnezeu. Nici o neliniște nu poate hărțui sufletul. Nici o bucurie nu ne poate înveseli. Nici o rugăciune sinceră nu ne poate ieși de pe buze. Fără ca Tatăl nostru Ceresc să nu o observe sau de care să nu se preocupe numai decât. Cum e Dumnezeu. Când zice că îi pasă, când zice că mă cunoaște, că mă cercetează de aproape și mă cunoaște, cum mă cunoaște? Nimic din ce se întâmplă ca procese cognitive, ce se întâmplă în mintea mea, în sufletul meu, în afectele, în năzuințele mele, în tot ce se întâmplă în realitatea vieții mele, în un fel conectat cu mine, nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Orice tremură al inimii, orice apăsare, orice gând, orice bucurie, orice năpastă, totul este perfect cunoscut și îl atinge în egală măsură. Citat, Psalmul 147:3, El vindecă inimile zdrobite și leagă rănile lor. Relațiile dintre Dumnezeu și fiecare suflet în parte sunt atât de personale și de depline,
ca și când nu mai ar exista niciun alt suflet pentru care să fi putut da pe Fiul Său iubit. S-a încheiat citatul. Cum zice, relațiile dintre Dumnezeu și fiecare suflet în parte sunt atât de personale și de pline, ca și când n-ar mai exista niciun alt suflet pe pământ pentru care să dea pe Domnul Hristos și Lui. Asta ești singur, unic. Unicul cetățean al pământului. Toată grija lui Dumnezeu doar asupra ta. Se tot spune despre părinții care au doar un singur copil. Povestesc psihologii așa că, uite, Doamne, toată grija concentrată asupra copilului. Asta nu se întâmplă chiar în același fel pentru familiile care sunt mai mulți copii, de la doi încolo. Și zice că această grijă nu i-ar face întotdeauna bine copilului, este sufocat de prea multă grijă. Ei bine, pentru noi, Dumnezeu nu ne sufocă cu dragoste. Pentru că face cu un bun simț și cu dragoste infinită, mult mai mare decât dragostea noastră de părinți față de propriul copil. Știe tot, îi pasă tot. Spunea la un moment dat, aș vrea ca lacrimile mele să fie puse într-un burduf, nu? Deci într-un ceva de colectat lacrimile, ca să mi le numere Domnul. Păi deja le știi, deja l-a durut și pe el. Sunt alte frumoase afirmații a Sfântului Profetii care spun că Dumnezeu este în egală măsură atins în inima Lui de tot ce experimentează fiecare suflet în parte. Că doare fiecare lucru care pe noi ne doare. Că doare și lucru care pe noi nu ne mai doare, doare poate și mai tare. Așa e inima Lui Dumnezeu. Îi mulțumim și îi mulțumim că în felul acesta ne cunoaște. Dacă ne vom deschide inimile către El, dacă îl vom căuta cu toată inima, dacă vom merge la El cu bucuriile noastre, păsurile noastre, cu neajunsurile noastre, cu tristele, cu nedreptățile pe care le suferim cu tot, Dumnezeu își va deschide brațele de Tată și ne va mângâia și ne va strânge la piept și ne va zice, te cunosc. Și acum acest psalm se termină cu o rugăciune frumoasă a lui David. Dacă tot mă cunoaște Dumnezeu și mă cercetează, interesant. Versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și tu pe calea veșnicie. Conștiința faptului că ne cunoaște ne determină să ne dorim să ne cunoască. Să ne dorim să ne și spună, uite, eu te cunosc, dar mă lași să spun cine ești? Uite, aici greșești? Aici ești primește să judecească cu asemenea tău? Aici ești primește să aluneci? Aici ai devenit nevegheton? Întoarce-te, fiul meu, vezi că e greșit. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi. Religia biblică este infinit diferită decât religia secularizată a vremilor în care trăim. Așa un fel de poveste, de nici nu știu cum să o numesc, de parodie, care ar presupune relativizări, așa. În principiu, da. Cam asta avem de făcut, cam asta e treaba cu Dumnezeu. Ce păcat. Față de jinduirea aceasta inimii, să facem clare lucrurile între noi și noi. Dumnezeu să ne ajute, ca știindu-ne iubiți și cunoscuți de, cu toată încrederea, să căutăm. Să căutăm cu seriozitate, cu rugăciune, cu interes. Într-o vreme în care